așa surpriză foarte mare. Eu vin din Sascut, sunt subăștinaș din Sascut și sunt onorat și o bucurie spirituală mă încearcă în mod deosebit în fața comunității scriitoricești băcăoane cu care am contactat abia în ultimii 4-5 ani foarte sporadic. Încă o dată îi mulțumesc domnului Victor Lutelu că nu mi-a spus că voi lua cuvântul, de aceea sunt extrem de emoționat în fața dumneavoastră. Vă doresc producții spirituale magnifice pentru anul care urmează și un an nou plin de împliniri și succese pe toate planurile. Încă o dată scuzați-mi emoția.